Hai, bine v-am regăsit! De data asta, aceasta este mașina My Kind of Daily Driver. Este un Vito Tourer, de care mă mai bucur câteva zile. Este un Star Experience multiplicat, atât cu E-Class 4MATIC, pe care vi l-am alătat în vlogul precedent, cât și cu această mașină cu care am venit de această dată la Cluj. Este oferită de partenerii mei de la ATP Motors. Îi cunoașteți pentru că au showroom-uri deschise în Baia Mare, în Oradea, în Bistrița, iar acum și-au deschis foarte aproape de Cluj-Napoca, la ieșire, lângă aeroport, în Sân-Nicoară, un nou showroom. E vorba despre Mercedes-Benz Certified. Ce înseamnă Certified? O să vă explic în doar câteva momente. Sunt autoturismele premium rulate. Înainte să ne asigurăm că mașina mea este sigură. Autoturisme premium rulate, există și alte mărci, dar bineînțeles că punem accentul pe Mercedes-Benz Certified. Marea provocare, și vedeți că au parcul plin, este următoarea. În următoarele zile, imediat după deschidere, clienții care vor veni să inspecteze aceste mașini pot participa la un concurs. Printre aceste mașini rulate, da, deci le vedeți, sunt mașini rulate, există o mașină nouă. Provocarea celor de la ATP este în așa fel încât să nu putem deosebi mașinile vechi de cele noi, cel puțin din punct de vedere optic. Nu vor putea urca la volan, va trebui să se uite doar din exterior și din interior, fără a accesa cheia sau alte butoane, ca să nu fim dați de gol de kilometri. Ideea este că ei păstrează mașinile rulate, pentru care oferă și garanție într-o stare aproape perfectă. Totul este într-o stare care ți-ar plăcea și ție și probabil mi-ar plăcea și mie să fie o mașină rulată, îmi prea-mi place să-i spun second hand, pentru că astea sunt mașini cumpărate de noi, din România în principiu, și aduse din nou în sistemul buyback la dealer. Dacă va descoperi cineva mașina nouă între atâtea mașini rulate, are dreptul să o cumpere la preț de rulată. Asta este marea provocare și mi se pare foarte interesant. Ăsta e showroom-ul, băieții au pus deja și steagurile, uite, totemul, iar înăuntru noi am pus o scenă, am pus niște lumini și un ecran pe care rulează deja programul evenimentului. Dar haide să vedem lucrurile așa cum trebuie ele văzute. Și anume, pe ușa principală, nu vă bag pe acolo prin spate, pe la ușa tehnică. Suntem în proximitatea showroom-ului Opel, ca să recunoașteți mai bine, chiar la ieșire din Cluj. Aceea este pasarela care merge înspre Dej, iar aici este primul sens giratoriu, ca să știți mai bine unde ne aflăm. Și uite, una dintre vedetele noastre care n-a mai încăput un showroom, pentru că astăzi seara așteptăm aproape 200 de invitați din Cluj-Napoca și împrejurim, este un E-Coupé Certified și el. Dar hai să o luăm cu începutul. Intrăm cu dreptul. Încă mai sunt niște snack-uri care se pun aici. Băieții de la Casa Crișan din Baia Mare au întotdeauna niște bunătăți, că nici nu poți să vorbești, domnule, la microfon când vezi atâta bunătate. Am dreptate. Eu sper că da. Păi da. Ce ne prezintă? Aici vă prezentăm un biftec tartar. Aha, biftec tartar. Dar văd că ai bogăție pe toate platourile astea. Trebuie. Foarte bine. Ajungem și la vedeta pe patru roți imediat. Ăsta este barul pe care l-au pregătit băieții. Apă, suc natural, carbo. Cred că ne aprinde bine o cola, nu-i așa? Am uitat să facem cunoștință cu welcome drink-ul. Și avem și niște finger food. Somon, me like it. Asta este zona în care o să stea oamenii invitați în această seară. Au și pixuri pentru că noi avem o tombolă. Vă explic imediat. Și ia uite, ăsta e ecranul pe care l-am pus. Băieți, este acolo pregătiți în spate. Bună dimineața. E și Oana Lian, o să ne cânte la nai, foarte tare. Asta este agenda evenimentului. Avem un welcome drink. Avem un speech. Aha, that's me. Avem un alt speech, al treilea speech, al patrulea speech, tăiem panglica și avem, evident, momentul artistic cu Prințesa Naiului, după care avem și tombola. Aici, pe scenă, performăm, cântăm și prezentăm.
Deci, care e treaba la capătul acestui covor roșu? O să avem o tombolă de îndată ce lumea intră în sală, își completează datele pe un bilet de concurs și noi, după încheierea evenimentului, vom oferi 3 vouchere. 100, 150 și 300 de euro. Pot să schimbi voucherul acela dacă ești câștigător, de exemplu, în manoperă, în piese, în accesorii sau, de ce nu, chiar să-l transformi într-o reducere din următoarea ta mașină. Dar, știu, am vorbit foarte mult despre eveniment și n-am vorbit despre mașina pe care trebuie să o arăt astăzi, pentru că este ceva cu adevărat spectaculos. Nici nu vă imaginați cât de plăcut este să te retragi într-o zonă în care abia că mai auzi ceva din forfota, din showroom, pentru că toată lumea este cu doar câteva momente înainte de sosirea invitațiilor, pregătită să facă ultimele mici detalii, să pună la punct ultimele mici retușuri. Este un S-Class 400 diesel, formatic bineînțeles, limuzina supremă, așa după cum îi spun și eu, o limuzină care nu numai că se simte foarte bine la atingere, dar și are un parfum interior extraordinar. O mașină care atinge 100 cu plecare de pe loc în 5,2 secunde. Consumul dat de producător este undeva, vorbesc mixt, sub 6 litri de combustibil în speță motorină la 100 de kilometri. Are 340 de cai putere. Probabil ar fi putut avea ceva mai mulți, dar nu cred că asta e o problemă. Scoate mașina asta în trafic și crede-mă că o să te impresioneze. Eu am încercat-o, nu chiar pe aceasta. Te trimit la vlogul cu S-Class, limuzina supremă, una de culoare albă, însă asta, cu pachetul AMG pe care îl are, dar și cu această combinație din interior, pur și simplu impresionează. Combinația de piele Napa de culoare maronie cu bej mi se pare foarte reușită. Pornim de aici, de la acest volan foarte sportiv și foarte luxos în același timp. Aici avem inserție de lemn de nuc de culoare maronie și aici inserție de piele. Deci este o combinație extraordinară din trei elemente, cel de-al treilea fiind acel aluminiu care este specific noilor modele. Da, și în general volanelor AMG. Aici e un volan de business și o să vezi finețea, cusătura, îmbinarea între aceste super materiale din interior. Uite cum arată și scaunele. Sunt senzaționale, comode, scaune multicontur. Ai acea senzație că ești pur și simplu luat în brațe. Și dacă este să te mai impresioneze ceva, această trapă panoramică în două trepte, da? Cu două părți. Așa ceva vezi doar la limuzina supremă și în general la SUV-uri. Îți conferă multă luminozitate și senzație de spațiu. Așa arată mașina la interior. Foarte multă tehnologie, foarte multe butoane. Mi se pare o mașină reușită. Este mașina pe care o vom prezenta practic în această seară invitațiilor noștri și foarte important este că nu aceasta este mașina care trebuie ghicită. Mașina care trebuie ghicită este undeva în parcul exterior, de unde m-am retras la căldurică și la comoditate în interior. Însă, uite, ce înseamnă Mercedes-Benz Certified? Aceasta este o mașină din iulie 2018, atunci a fost ea înmatriculată, a costat 127.000 de euro plus TVA, iar acum e undeva sub 100.000 de euro plus TVA și are sub 15.000 de kilometri. Ăsta este un deal pe care l-aș face mâine, dacă aș avea banii.
Și pentru că suntem la capitolul Mercedes-Benz, așteptăm noutățile. Probabil doar în primăvară vine noul model GLE. Îl aștept cu mare, mare nerăbdare, probabil la fel și voi, pentru a-l conduce, pentru a-l testa, pentru a-i face un review și pentru a ne întâlni aici cu el pe canal. În același timp, mi-am adus aminte, S-Class-ul o să aibă o versiune nouă, o generație nouă, în 2020. Cam pe atunci se anunță și un model nou pentru E-Class, așa că de anul viitor probabil vom avea din nou foarte multe modele noi. Nu înseamnă că în 2019 nu ne întâlnim cu Mercedes-Benz. Din contră, asta a fost doar o scurtă demonstrație. Mulțumesc mult că m-ai urmărit. Nu uita să-mi dai follow și pe Instagram. Subscribe, chiar dacă am trecut de 10.000 de abonați, putem fi mult mai mulți. Comentariile sunt active și în același timp nu uita că în fiecare miercuri și sâmbătă suntem împreună aici pe acest canal de YouTube, căruia tu i-ai conferit valoare și i-ai dat creștere. Mulțumesc! Ne vedem data viitoare!